Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Nu ți-e dor așa să auzi formularea asta? Deci da. Nu prea ai întâlnit totul așa des. Așa cum spuneam și altă dată, așa începeam de fiecare dată lecțiile, acele lecții pe care probabil că o să le începi să le vezi de-a lungul, așa, în timp când vei avea nevoie de fiecare din ele. Așadar, Mărica, din nou să începem o lecție. Sperăm tot așa o lecție frumoasă. Unde am rămas noi ieri? Ce am făcut noi, dacă ne amintim? Am aflat cum să punem pe o axă fracții respective. Așa. Deci am vorbit despre fracții, nu ne-am amintit fracții. Haideți să intitulăm din nou. Să reluăm această chestiune, că e foarte, foarte importantă. Fracții. Și să numim mulțimea tuturor fracțiilor într-un fel. Ți-a fost definită vreodată la clasă? Cum s-ar numi toate fracțiile la un loc? Cum ar putea să... Cum sunt ele numite în matematică? Dacă ți-amintești, dacă nu, să discutăm, să vedem cum... Poftim? Supraunitare, echiunitare, subunitare. Ele sunt de tipul ăsta. Supraunitare, subunitare și echiunitare. Dar ele poartă un nume. Mulțimea tuturor fracțiilor la un loc, toate posibile, toate fracțiile. Mai întâi voi, încă din clasa 0, se lucrează cu mulțimea numerelor naturale. Deci să zicem așa, mulțim de numere. Mulțim de numere. Mulțim de numere. Și prima mulțime pe care o întâlnim este încă de timpuri, mulțimea numerelor naturale. Un N. Așa se notează. Mulțimea numerelor naturale. Da? N. Care, de fapt, conține toate elementele și elementele unei mulțimi, am spus că am să discutăm cât de curând și asta, se pun între două acolade. Ele sunt, de la 0 începând, 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Și continuăm până la plus infinit. Adică, dacă am vrea să le punem pe toate, n-am reușit niciodată. Da? Ele sunt extrem de multe, o infinitate de elemente. Deci nu le putem. Știi bine, Mihai, început, și amintești și tu la fel când erai mică, cum se formează. Mai întâi au fost cifrele de la 0 până la 9 învățate. Sunt 10 simboluri. După care, cu cele 10 simboluri s-au format toate numerele posibile. Cu zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane, zeci de milioane și așa mai departe. Puncte. Foarte, foarte. Deci e imposibil să le reprezentăm. Așa, asta e mulțimea numerelor naturale. Ea, așa ca mod de reprezentare, noi am pus aici, eu prin doi înțeleg două elemente, prin cifra 2, prin simbolul ăsta. Adică două creioane, două pixuri și mai departe. Prin numărul 237. Înțeleg 237 de kilogram de cartofi, de 237 de pomi și așa mai departe. Deci el reprezintă un număr de obiecte. Fiecare număr reprezintă număr de obiecte. Dar ca reprezentare încercăm să tot pe o dreaptă să le reprezentăm și pe ele. Și dreapta fiind neterminată și în stânga și în dreapta, deci în cap toate, undeva o să-l prinde pe 0, de 0 este pe aici undeva. În partea asta stângă nu lucrăm
Și atunci încercăm să ne ducem. De ce? Pe zero nu l-ai pus așa, într-o formă, în centrul tablei mele, să zic așa. Că centrul dreptei nu există. L-ai pus undeva mai spre stânga. Și atunci, ca să-l reprezint pe 1, e un segment, o unitate de măsură. Iată, aceasta am stabilit eu ca unitate de măsură. Tu poți zice o pătrățică, da? Dacă ai caiet de matematică. Și aici, cu pătrățica asta vii și îl reprezint pe 1. Adică 1 înseamnă un segment de acesta. De la 0, da? 2 înseamnă două segmente de acestea. 3 înseamnă trei segmente de acestea. Numărându-le de la 0. Nu? Că doar 3 înseamnă de la 0 începem să vedem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și așa mai departe. Aici tot putem continua cu cât vrem de mult. Tot punând segmentul ăsta, încă un segment, încă un segment, încă 9 înseamnă 9 segmente. Îți spuneam ieri că în momentul de față noi avem ca formă de reprezentare pentru cifra 9 cele 9 segmente pe care le vedem. Deci vizualizăm, înțelegem că 9 se referă la cele 9 segmente. Deci așa ar fi mulțimea numerelor naturale. Și acum, toate fracțiile posibile se notează cu Q. Deci aici, ce mulțime am spus eu? Mulțimea numerelor. Deci mulțimea. Tu scrie în dreptul ei aici, să zic așa. Da? Hai să scriu și eu. Mulțimea numerelor naturale. Mulțimea numerelor naturale. Aici, pe care am vorbit acum. Despre care am vorbit acum. Ei, toate fracțiile cu putință se notează cu litera Q. Așa, cu Q. Mulțimea asta se numește mulțimea numerelor raționale. Dar de ce se notează cu Q? Așa au stabilit ei. Deci, matematicienii au stabilit să noteze într-un fel. Nu, Fi de ce nu V, de ce nu F, de ce nu IER, da? IER o să vedem că cu IER se notează ceva. Dar, deocamdată, așa s-au stabilit, mergem și noi pe ce au făcut ei. Aici bine. e o convenție, un mod de a fi notat. Așa o stabil cu toții și cu toții o zic bine așa. Mulțimea numerelor raționale. Da? Mulțimea numerelor raționale. Deci mulțimea numerelor raționale e formată din toate fracțiile cu putință. Aici pune în cuvinte, spune așa. Așa, toate fracțiile de formă așa. Să zicem noi M și supra N. Toate fracțiile de forma M și supra N. Adică M este un număr de unde M și N, hai să spunem că M și N sunt naturale. M și N sunt din acestea de sus. Oricare. De sus și jos sunt numere naturale. De fapt, nici nu, altceva nici nu știm noi să punem, că doar n-am învățat decât mulțimea numere naturale. Și că, atenție multă, N nu are voie să fie 0. N diferit de 0. Că știi bine că împărțirea la zero nu se poate face. Deci, prin Q eu înțeleg toate fracțiile cu putință. Și dăm exemple de fracții tu. Exemple de fracții.
Un exemplu. 15/7? 15/7, sigur că da. Este o fracție. Ce fel de fracție? Că noi ne putem pronunța din discuția de ieri. Ce fel de fracție? Subunitară. Subunitară, da? Aceasta e subunitară. Adică e mai mică decât 1. Da? E mai mică decât 1. Adică dacă am reprezentat-o noi pe axă, pe ea trebuie să o plasăm până în 1, între 0 și 1. Deci 15/7 este ca valoare, ca poziții, înseamnă să împărțim tot întregul acela în 7 și să luăm 5 din ele. Nu m-a pus să mă zgălesc acolo, că mi-e foarte greu. Cu unitatea asta de măsură luată mică, n-am cum să mă descurc așa. Deci de aceea observăm că este un număr mai mic decât 1, cum ai spus tu. Când zic subunitară, eu am precizat asta când am spus mai mic decât 1. Alt exemplu, te rog. Am 10/20. 10/20. Dar asta, na, eu tai un 0, adică îmi simplific prin 10, că nu-mi place fracții de așa asta, că știi, eu nu vreau decât să lucrez cu fracții ireductibile. Scuze. Adică ce rost are 10/20? Adică 3. 1 pe 2. Bine. 1 pe 2. Atunci, 700. Tot mai mică decât 1 este, 7/13. Cât? 7/13. 7/13? Ce fel de fracție este asta? Ireductibilă. Este ireductibilă și încă ceva. Și subunitară. Și subunitară. O altă fracție? Opt. 5/8. Ce fel de fracție este? Este ireductibilă. Bun. Și subunitară. Și subunitară. Tot mai mică decât. Dar dacă aș fi dat 8/5. O pe 5, atunci ar fi tot ireductibilă, da. Dar ar fi fost supraunitară. Deci asta e mai mare decât 1. Pentru că dacă facem împărțirea la 1, merge odată, nu? Deci ar fi 8, 5 în 8 odată și rămâne restul 3, deci 3 împărțit la 5. Da? Restul rămâne 3 și atunci împărțirea are parte de aceasta, partea întreagă, 1, deci asta e partea întreagă, partea întreagă, e dincolo de 1. Nu? Și la care mai venim încă cu ceva. Cu 3 5. Unde s-ar reprezenta ea pe acest 8 pe 5 pe axă? Pe unde ar fi ca poziție? 8 pe 5. Dacă e 1 plus ceva. Ar fi un pic mai încolo de 1. Mai încolo de 1? Chiar trebuie să putem începe discuția. Clar, între 1 și 2, dar întrebarea mea este mai aproape de 2 sau mai aproape de 1? Deci împărțim în 8. Împărțim nu în 8. Nu. În numitor. În 5. În 5. Deci împărțim în 5 zona asta și luăm din ele câte
din cele cinci? Luăm trei. Da. Deci, împărțim în cinci și luăm trei. Așa asta ar fi. Și atunci, dacă luăm trei, mai rămân două. Închipuiți că ai făcut treaba asta și atunci e clar. E clar așa. Hai să reprezentăm aici. Uite că am spațiu și să înțelegem bine. Dreacă dreapta ar fi aici, cu 0 aici. 1 leu mai mare, Măriuca. 1, 2. Unitatea de măsură o iau alta de data asta. Bine. Și atunci împărțim tot spațiul ăsta, ai spus, în 5. Deci voi folosi câte liniuți? 4. 4 liniuți. Adică 1, 2, 3 și a 4. Deci sper că am împărțit exact. Și atunci 1 și 3 cincimi, adică 1, 2, 3. Aici este. Deci am avut această unitate de măsură mai mare pentru ca să fie ușor de observat. Și aici ar fi reprezentarea făcută a lui 8 pe 5. 8 pe 5 e dincolo de 1, că e 1 și încă ceva și cele 3 cincimi. Și iată poziția corectă, aici este 8 pe 5. Noi am mai văzut că mai avem și o altă formă de reprezentare a numerelor acestora, a fracțiilor, făcând împărțirea, că de fapt, la urma urmei, o fracție e o împărțire. 8 împărțit la 5. Da? Și ia să facem 8 împărțit la 5 ca operație. 8 împărțit la 5 egal cu. Vorbește? 1 rest 3. Deci merge o dată. 5. Restul e 3. 3. Și rămâne 3 să fie împărțit încă la 5, nu? Da. 3, așa cum știam, noi nu se mai divide. Și noi putem spune, ăsta e restul. Dar am descoperit că aș avea o variantă încât să încerc 3 pe 5 ăsta, 3 cincimi care este bucățica asta, asta e 3 cincimi. Să împart fiecare segment de acesta în două, deci fiecare segment să-l împart în două și astfel tot spațiul de la 1 la 2, acest întreg, dacă fiecare în două, fiecare în două, câte o liniuță vezi am în roșu, câte astfel de segmente am realizat? Tot întregul de la 1 până la 2, tot întregul ăsta, în câte bucăți l-am împărțit acum? În 7. Ia să vedem, dacă cele 5, fiecare în două, fiecare în două, fiecare în două, câte sunt de toate? Hai să le numărăm. Deci 2 la prima, 2 la a doua, 2 la a treia, 2 la a patra, 2 la a cincea. 5 ori 2, 10 sunt. Nu sunt 10 de toate? Că eu mă gândesc de la 1 până la 2 care sunt toate bucățile. Prin împărțirea aceasta am realizat 10. Și atunci câte segmente până la 3 cincimi am? Câte segmente sunt acum? După împărțirea asta în 10. Încă o dată, întrebarea mea este așa. Câte segmente am după împărțirea în 10 până din cele 3 care le-am avut, acum câte sunt? Fiindcă sunt câte 2 la fiecare, 2, 4, 6. Deci 6 pe 10. 10.
șase zecimi. Șase zecimi, adică a fost tot întregul împărțit în zece. Da? Dar de ce am făcut eu în zece? Fiindcă în toată matematica care o avem, noi avem 10 cifre. Cele 10 cifre sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Din cauza asta m-am gândit să împart la 10 și mi-a și venit ușor. Că pe fiecare segment l-am împărțit în două și am realizat. Și acum, bucăți de astea mici, adică zecimi, șase sunt pentru a reprezenta pe trei cincimi. Și noi știm foarte bine că dacă mulțim și numărătorul și numitorul cu același număr, noi am mulțit cu doi aici, valoarea este aceeași. Deci, cu alte cuvinte, dacă am continuat împărțirea, ar trebui să spunem că nu mai obținem întregi, ci vom obține mai puțin. Și remarcăm acest lucru pentru că am ajuns la capăt cu împărțirea, când am împărțit pe 8 la 5, n-am mai avut cifre și acum voi pune o virgulă la cât, voi adăuga aici un zero și să obținem prima cifră de după virgulă. 5 în 30, de câte ori merge? 5 în 30 de 6 ori. De 6 ori. Este asta, zecimala asta. Deci iată că 1,6 înseamnă 8 supra 5. Deci iată că 1,6 înseamnă 8 pe 5. Și noi am realizat acum performanța aceasta. De a spune că fracțiile mai pot să aibă o altă reprezentare în care se continuă împărțirea, nu? Din varianta de a continua împărțirea, din dată ce nu mai am cifre, pun o virgulă la cât și până pun câte un zero, iar fac, aici s-a întâmplat ca să se termine împărțirea, că 5 ori 6, 30. Și stop, s-a oprit. Dacă nu s-ar fi oprit, mai fac asta în continuare. Ca să înțelegem așa. Deci numerele acestea raționale au două forme de reprezentare. Sub formă de fracții sau sub formă de numere zecimale. Se cheamă astea zecimale pentru că au, nu, și după, au o parte de după virgulă. Deci numere zecimale care se compun din două părți. O parte până în virgulă și o parte dincolo de virgulă. Deci, iată că acum avem posibilitatea să spunem că numerele raționale, deci numere raționale, numere raționale, le găsim în două variante. Numere raționale fracționare, fracționare, și numere raționale zecimale. Zecimale. Deci, numerele raționale acestea se surprind în două variante de exprimare. Ori sub formă de fracții, se cheamă numere raționale fracționare, sau sub formă de numere cu virgulă, unde s-a făcut împărțirea până la capăt, numite numere zecimale. Numere zecimale, numere raționale zecimale. Deci este același lucru. Dar la ce ne ajută exprimarea asta, sub forma aceasta? Ne ajută foarte mult la reprezentarea pe dreapta. În felul ăsta noi înțelegem foarte bine
unde plasăm pe 1,6. 1,6 înseamnă așa, un întreg, iar de dincolo de 1, spațiul de la 1 la 2, următorul întreg a fost împărțit în 10, în 10 și am luat 6 din ele. Da? Deci am luat din cele 10 care s-au format, da, am luat 6 din ele. Deci de aceea asta se cheamă cifra zecimilor. Deci imediat prima cifră se cheamă zecimi. Zecimi. Adică numărul acesta este 1,6. 1,6 este mai mare decât 1,5 sau mai mic? Ce părere ai? Deci dacă comparăm numerele 1,6 cu 1,5. 1,6. Sigur că da. Deci 1,6 este mai mare, că este dincolo. 1,5 unde ar fi? Ia să facem aici sus, încă o dată, reprezentarea. Un pic mai... Deci o zecime. O zecime ar fi, nu? O zecime, o bucățică de aceea. Deci dacă asta e dreapta și aici undeva este 0, luăm unitatea de măsură, nu uităm niciodată că care o stabilim noi, și cu ea, unitatea asta de măsură, încep să reprezint numerele 1, nu, de resubstanță, 1, 2, dar trebuie să fie aceeași unitate de măsură, da? Adică aceeași lungime, ca să nu mințim, 3, și așa mai departe, 4 și așa mai departe. Și acum, pe asta de aici împărțim în 10, da? Deci 10 înseamnă că îmi trebuiesc câte segmente ca să împart de la 1 la 2 în 10. Îmi trebuiesc 9 segmente, nu? Că 9 împart spațiul. 9 segmente înseamnă că există un segment la mijloc, ăsta, și acum ar trebui să împart în 2, în 2. Deci, iată, împart jumătatea asta în 2 și iar în 2, fiecare în 2, și am realizat cele 5 segmente. 1, 2, 3, 4, mai 4 am realizat? 4 am realizat. Că am folosit 3 și cu una 4. Deci trebuia să folosesc aici 4 liniuți. De o parte și de alta, asta e roșu, așa că voi folosi 4. Deci trebuie să împart spațiul ăsta de jumătate cu 4 liniuți, ca să am 5. 1, 2, 3, 4. Și am 1, 2, 3, 4, 5. A fel fac și partea asta. 1, 2, 3, 4. Și am în clipa asta câte segmente reprezentate aici? Câte segmente de astea mici? Sunt 10? Sunt? Ia vezi tu. Deci, bine ar fi ca tu să-ți iei ca unitate de măsură de lungime 10 pătrățele. Da, să-ți iei 10 pătrățele. Că acum când împaci spațiul de la 1 la 2 în 10, ai pătrățica și îți vine foarte ușor. Da, așa am făcut. Foarte bine, foarte bine. Ei, și spuneam noi să facem comparație între 1,6 și 1,5. 1,5 este aici, chiar la mijloc. 1,6 e un pic mai... Și următorul este 1,6. E clar că 1,6 e mai mare, că e în dreapta. Deci vezi, chiar dacă au aceeași parte întreagă, 1 și 1, zecimala, adică cifra de după virgulă, hotărăște care e mai mare. Deci 1,5, iată 1,6.
Acum, haideți să mai reprezentăm pe altcineva. Aș vrea să reprezentăm pe 7 pe 5. Nu 7, 3 pe 4, Bărica. 3 pe 4. Ce fel de număr este 3 pe 4? Este ireductibilă și subunitară. Așa, unde îți găsești alocul? În ce zonă? Din A pe axă. Un pic mai încolo decât unul. Adică încolo unde? În stânga sau în dreapta? În dreapta. Adică e mai mare ca unul? Dacă îl pun în dreapta, înseamnă că e mai mare decât unul. Da. Păi dacă e subunitară, înseamnă că e mai mic. Deci mai mic decât unul. Și dacă e mai mic decât unul, păi așa să fie, unul e mai mare. Deci 3 pătrimi este în stânga. Da. Deci, încă o dată, 3 pătrimi este, ai spus bine, ireductibilă, subunitară. Și când ai zis subunitară, gata. Aici, mai mică decât 1. Deci noi va trebui să ne gândim că îl plasăm între 0 și 1. Deci el este în zona asta. Toate fracțiile subunitare, dar toate fracțiile subunitare își găsesc locul între 0 și 1. Toate subunitare între 0 și 1. Ei, și cum ar trebui să facem ca să ne iasă reprezentarea corectă? Din ce știam la fracții, înseamnă că tot spațiul de la 0 la 1 îl împărțim în câte? În câte ne spune numitorul? Da. În câte? În 4. 4. Și luăm 3. Și luăm 3. Deci spațiul între 0 și 1 îl împărțim în 4. Și vine ușor să împartem 4, nu? Că 2 și încă o dată în 2. Și tu acolo, fiindcă ai... Cred că merită să pe aceeași reprezentare, da? În aceeași axă, că ai avut 0-1, spațiu gol acolo. Da. Ei, și noi câte luăm pentru 3 pătrimi? Deci l-am împărțit în 4. Și câte luăm din aceste 4? 3. 3. Deci 1, 2, 3. Aici este. Aici este 3 pe 4. Deci 3 pătrini este plasat aici. Acum hai să facem și împărțirea la 4. Adică aș vrea să vedem și forma zecimală. 3, să zicem, 3 împărțit la 4. Egal cu? Egal cu împărțitul mai mic. Nu, pardon. Deci... Merge de 0 ori. 0. Și pun în virgula, că vreau să adaug un 0. Că da. Nu mai am ce pune, da? Deci trebuie să adaug un 0, că nu mai am cifre. 3 atât și stop. Și acum, 4 în 30. De 7 ori. Da. 7 ori 4. 28. 28. Deci 2. În care a rămas rest, nu s-a terminat împărțirea. Atunci mai pun un 0. Da. 4 în 20.
5 ori. De 5 ori. Deci, acest 3 pe 4, deci această fracție 3 pe 4, are ca reprezentare în formă decimală 0,75. Iată că de data asta am aici o reprezentare cu două cifre. Mai devreme am avut o singură cifră. Pentru prima cifră am descoperit cum facem. Împărțim în 10, nu? Asta e cifra zecimilor, împărțim în 10 și luăm 7 din ele. Deci tot spațiul de la 0 până la 1, tu ai 10 pătrățele, știi bine, că așa mi-ai spus, că de la 0 până la 1 tu ai luat pătrățica ca 10 pătrățele unitatea. Și acum tu împarti în 10, ai foarte ușor de făcut treaba asta. Îți vine foarte, foarte simplu. Și fă-o de desubt, cu o altă culoare dacă poți. Iată, am să cer și eu. Deci, asta a fost mijlocul. Trebuie să folosesc aici 4. Una, două, trei, patru. Deci am folosit cu roșu și am realizat cele 5 pătrățele, cum ar veni la tine, cele 5 segmente, 1, 2, 3, 4, 5. Și fac același lucru și în partea cealaltă. 1, 2, 3, 4. Și iată că am făcut din nou cele câte pătrățele. Sunt în total 10. 5 până la jumătate și 5 de acolo înainte. Tu ai avut foarte bine reprezentarea clară, fiindcă ai unitate de măsură pătrățica. Și spune 7 trebuie să luăm din ele. Adică până aici era 5, 6, 7. Aici înseamnă 7 zecimi. Deci 7 pe 10. Că 7 zecimi înseamnă 7 din cele 10. Da? 7 zecimi, adică 7 ăsta, 7 din cele 10 bucăți care le-am avut, le-am luat. Dar tot n-am ajuns până acolo. Pentru că a 8-a de aici, a 8-a în care este plasat, am să o iau deoparte și am să o gândesc la un alt nivel de, la o altă scară, adică o măresc și la rândul o împart, la rândul eu trebuie să o iau deoparte și o împart în 10. Deci fiindcă n-am dat peste punct, n-a fost doar 0,7, ci și 5 înseamnă că pe următoarea, pe a 8-a, pe a 8-a diviziune, asta de aici, am luat-o deoparte, deci este a 8-a, da, a 8-a, am luat-o deoparte, am mărit-o și acum împart în 10. Și zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și am realizat cele 10 diviziuni. Și din ele voi lua câte? Uite ce spune. Deci din cele 10 care le-am făcut, iau acum 5. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Și asta corespunde exact mijlocului. Deci, exact mijlocului corespunde. Și aceasta este valoarea 0,75. E, foarte interesant, vreau să zic că, repetăm încă o dată. Trei pătrimi acesta,
care l-a împărțit din medal 0,75, vreau acum să arat că acești trei pătrimi care, prin tehnica care o știam, împărțim segmentul în 4 și luăm 3, își găsește o anumită poziție, dar spun că aceeași poziție este, este descoperită și dacă facem reprezentarea în formă zecimală. Și fiindcă cifra, prima cifră de după virgulă presupune tot spațiul acesta de la 0 la 1 împărțit în 10, fiindcă găsim zecimea și spune să luăm 7 din ele, am luat, dar n-am ajuns până acolo la el. Și atunci pe aceasta, pe a 8-a, am mărit-o, nu puteam acolo, îți dai seama, Măriu, că dacă împărțeam în 10 acest segment micuț, n-aveam cu care nicio șansă. Și atunci a trebuit să fac această mișcare și să iau deoparte, să o măresc și din nou am împărțit a 8-a în 10 și am luat cele 5. Și constat că e exact mijlocul și atunci s-a dus exact pe mijlocul segmentului acela. N-am putut face reprezentarea, dar așa a făcut-o. Știi câte, ce înseamnă asta? Că fiecare este împărțit în 10. Și aici înseamnă 7. Aici sunt sutimile. 5 sutimi. Sutimi. Aici înseamnă zecimi. Și acum sutimi. Deci pe total trebuie să înțeleg 75 de sutimi. Deci cifra asta, fiindcă e prezentă cifra sutimilor, înseamnă dacă i-aș fi împărțit cele 10 în 10, cum am făcut-o pe a 8-a, dacă făceam pe fiecare în parte împărțită în 10, obțineam 100 de segmente de astea micuțe. Ei, cum se reprezintă eu cu 100 acolo? Că stricam toată lucrarea. De aceea, am făcut asta, eu subînțeleg acum că am făcut pentru fiecare, sunt acele 100 și aici eu am până la poziția lui 3 pătrimi, am exact 75 de sutimi. Deci, 3 pătrimi acesta deci 3 pătrimi ăsta, despre care ai spus tu că e mai mic decât 1, este egal cu 0,75 și este egal cu 0 întregi, egal cu 7 pe 10, că din cele 10 când am împărțit întregul am luat doar 7, plus încă 5 sutimi. Că am împărțit pe a 8-a în 10, adică 10 ori 10 înseamnă 5 sutimi. Iată cum 0,75 este scris ca fiind 7 pe 10, 7 zecimi și 5 sutimi. Dacă aduc la același numitor, nu? Știm bine că două fracții se adună dacă am același numitor și aici dacă am plicit cu 10, și vine cât fracția asta? Vine 70 pe 100 plus 5 pe 100 și este egal cu 70 plus 5, ca au același numitor, nu? Da. Deci egal cu 70 plus 5 supra 100 și este egal cu 75 supra 100. O, ce chestie extraordinară am descoperit. Deci am descoperit că trei pătrimi are ca formă de reprezentare 0,75
Iar încercând să traduc ce înseamnă prima cifră, 70 și 5 sutimi, deci 70 plus 5 sutimi, mi-a dat, în urma operației făcute de adunarea două fracții, mi-a dat 75 pe 100. Foarte tare. Foarte tare. Acest lucru merită să-l rețin și să mă uit cu multă atenție. Îmi spune și mai clar exprimarea aceasta, că am 75 de sutimi. Pentru că numitorul îmi spune în câte părți am împărțit întregul, am împărțit într-o sută și eu am luat 75. Deci 3 pătrimi înseamnă 75 de sutimi. Aș vrea să vedem cu cine ar fi egal 11 supra 4. Hai să lucrăm la 11 pe 4. Și acum mă conduci tu. Îl privim pe 11 supra 4 sub formă de fracții. Deci 11 supra 4 egal cu. Unde se poziționează 11 pe 4? Este mai încolo decât ca să vezi partea întreagă, faci împărțirea. Da. 11 împărțit la 4, mergi de câte ori? Două ori. De două ori, dincolo de 2. Da? E dincolo de 2. Și ce rest îți rămâne? Deci este 2 plus restul care a rămas la împărțire. Da. 3. 3 pe 4. Deci e 2 plus 3 pe 4. Adică exact ce s-a întâmplat cu 3 pe 4 aici între 0 și 1 va fi filmul dincolo dintre 2 și 3. Dincolo de 2. Deci ar trebui să repetăm acum exact această lucrare pentru că l-am depășit pe 2 cu 3 pătrimi. Deci spațiul ăsta tot de un întreg îl împărțim în 10 sau împărțim mai întâi în 4, da? Ca să fie situația de aici. Vorbește tu, te rog. Deci îl împărțim pe ăsta în 4. Cum îl împărțim în 4? Mai întâi în 2. Da. Și pe urmă? Încă 2. Și fiecare, pe fiecare din jumătăți încă în 2. Și iată cum tot spațiul a fost împărțit în 4 segmente și noi câte luăm din el? Ne spune numărătorul. Da. Câte luăm? Trei mai mari, că nu se vede. Trei. Da? Luăm? Trei. Deci ce... Cât este numărul ăsta de aici, poziția asta? Punctul de aici. Este mai aproape de 3. Mai aproape de 3, sigur că da. Deci acesta este numărul 11 pe 4. Deci 11 pe 4, care înseamnă 2 întregi, 2 plus 3 pe 4. Deci este ca poziție mai aproape de 3. Deci el este un număr, 11 pe 4, este un număr cuprins între 2 și 3. Da? Și acum hai să reprezentăm zecimal. Cum facem? Facem împărțirea, efectiv. Vorbește. 11 împărțirea 4. Da. Egal cu.
Ergo. 2. Da. Doar 4, 8. 8. Hai, 3. 3, da. Nu se poate, deci 30 în 4. Stai, ce facem imediat? Fiindcă am terminat și nu mai am cifre de coborât, pun virgulă la cât imediat. Da, da, scuze. Da? 7. Așa, 7 ori 4, 28. 2, iarăși 0. A. 5. De 5 ori. 5 ori 4, 20. Și constatăm foarte repede că 11 pe 4, 11 supra 4, este egal cu 2,75, adică are o parte întreagă până în virgulă 2, deci partea întreagă, adică întregi care e număr până acolo, întregi așa, 1, 2, deci parte întreagă, întreagă, egală cu 2, și parte zecimală, asta, de după virgulă, așa, asta de după virgulă, adică 0,75. Dacă 2 am pus acolo, mai rămas 0. De 0,75 parte zecimală. Zecimală. Care se obține exact așa ca mai înainte. Pentru a obține pe 7, împărțim tot întregul, cum am făcut de la 0 până la 1, exact filmul de acolo, exact filmul de aici. Sunt parte în 10 și să luăm primele 7, cum am făcut aici, iar a 8-a sunt parte în, din nou în 10 și luăm 5 din ele, exact cum am făcut așa. Și dăm exact aici. Ăsta este numărul care este, nu, în formă zecimală, reprezentat în clipa de față, și el este nu altcineva decât 2,75. Acesta e numărul. Chiar aici, punctul același. Același cum e 11 pe 4 reprezentat sub formă de fracții, este sub formă zecimală 2,75. Deci vezi, orice număr rațional, ai văzut că am spus acolo, acolo, două forme de reprezentare. O formă de reprezentare sub formă de fracții și o formă de reprezentare sub număr, formă de număr zecimal. Fracție, să nu zice fracție ordinară și număr zecimal. Și fracție zecimală se mai numește asta. Ei, dar noi spunem așa, sub formă de fracții pur și simplu și sub formă de numere zecimale. Cum te duci tu de la fracție la numărul zecimal? Cum ai observat de la fracții, cum ajungi aici, drumul ăsta, de la fracție la număr zecimal? Poftim, poți să repeți? Cum ajungi de la reprezentarea? Cum ai constatat, cum ajungi de la reprezentarea din formă fracționară, ți se dă, deci ți se dă numărul rațional sub formă fracționară, și cum ajungi la reprezentarea sub formă de număr zecimal? Fac împărțirea. Așa, fac împărțirea. Vorbește tu cum e sezizat. Fac împărțirea, da. Și când nu mai am cod de coborât. Și când nu mai am de coborât, pun virgulă.
Și adaug 0. Sau, să... Și tot adaug câte un 0 și continui împărțirea până când împărțirea se va termina. Da. Deci totdeauna ăsta e secretul. Așa ajungi de la cine? Așa ajungi de la forma de reprezentare din fracții în număr zecimal. Chiar notează-ți. Cum ajung, scrie, cum ajung, scrie tu în cuvinte, cum ajung de la reprezentarea fracțională, cum ajung de la reprezentarea fracționară de la reprezentarea fracționară la fracționară. Da, am scris. Da? La reprezentarea Cum am zis că se cheamă asta? Zecimale. Așa, la reprezentarea zecimală. Zecimală. Deci cum ajung? Și acum spune, liniuță, tu spui în cuvintele tale și scrie. Mai... A mic sau A mic, B mic, zi tu așa cum spui, pașii cum vrei să ți spui. Ce faci? Ai spus deja. Ok, gata. A împărțit la B. Nu. Spune așa. Sau... Fac împărțirea. Okay. Fac împărțirea. Apoi, de desubt. Dacă nu mai merge așa. Să împart. Deci dacă nu mai am cifre și există rest, s-ar putea împărția să fac exact. Nu sunt și situații de acestea. Când împărția să fac, când e divizor. Deci dacă există rest, da? Deci dacă există rest și nu mai am cifre, cum ai spus tu mai devreme? Da. Pun virgulă. Așa. Pun virgulă unde? Cât. Da. Și adaug. Așa. Și adaug un 0. Așa. La rest. Așa. Adaug un 0 la rest. Și continuă împărțirea. Cum știi să faci? Câte un 0, câte un 0 până se termină. Deci de sub. Scrie, continui împărțirea până când se face exact. Continui împărțirea. Adăugând câte un 0, câte un 0 până când? Adăugând câte un 0. Până când se termină împărțirea, nu? Până când se termină. Împărțirea. Tot ce ai povestit, hai să mai luăm ca exemplu concret. Adică zic ce așa am scris? Deci ce ai spus acolo, astea sunt vorbile tale, cuvintele tale acolo până... Și așa cum am făcut în practică, ai scris tu acolo în cuvinte. Acum, hai să mai luăm încă un exemplu. 9 pe 8. 9 supra 8. Egal cu cât? După asta trebuie să plec. Da? Deci ne oprim? Dar trebuie. Păi, cum știi, dacă ne oprim, continuăm mâine, nu? Așa cum spui tu. Da, continuă tu să faci asta, 9 pe 8 să reprezinți tu. În ambele?
să reprezinți forma zecimală, adică să găsești forma zecimală și să reprezinți pe dreaptă. Și sub formă, din varianta cu fracții și prin varianta cu zecimale, cu sutim, cu mim, cum am făcut aici, da? Bine. Bine, bun, Mariuca. Deci este ca tema. Asta e tema, da. Bine. Deci asta vei avea de făcut. Bun, la revedere. La revedere. Pa. Pa.